an în urmă, Tatiana Surugiu a născut quintupleți. Din nefericire, doi din cei cinci copii nu au supraviețuit nașterii premature. Pe 29 ianuarie, gemenii Marius, Anastasia și Alexandrina au împlinit un anișor. Nu simțeam timpul când era dimineață, când era seara. Foarte repede pentru noi a trecut timpul. Un anișor, nici nu-mi vine, cred că am ajuns la un anișor. Acasă, când am venit, ne-au ajutat soț, copii, părinți, vecini care puteau să vii să ne ajute. Din cei trei gemeni, Marius este cel mai voinic, născut de 1 kg și 300 de grame, băiatul a ajuns deja la 9 kg. Cea mai mică este Alexandrina, fata născută de 780 de grame, are la un an peste 5 kg. Alături de părinți, micuții sunt dedăciți de bunici. Când îmi spune fata că e cam mic, avem eu lăstăt acasă și vin, asta e cel mai mare ajutor pentru dânsa, că n-are șeni. Masterul să vin să le ajut cu ce pot. Cum ai dezmerdat? Nu, și miticuții Sânduța, Duța, Năstica, Marius și Marius. Cheltuielile pentru întreținerea micuților se ridică la peste 7.000 de lei lunar, sumă exagerat de mare pentru familia Surugiu, care pe lângă tripleți mai are de crescut încă doi copii. Anterior, prim vicepreședintele Parlamentului Vlad Plahotniuc a donat familiei la naștere 20.000 de lei și salariul său de deputat. La aniversare, Fundația Edelweiss a oferit micuților noi daruri, iar între timp Vlad Plahotniuc a devenit cumătrul părinților cu mulți copii. Săptămâna asta care vine, noi sperăm că ne-am întâlnit cu domnul Vlad Plahotniuc odată și el este cumătru pentru copilașii noștri, el este scris la biserică ca cumătru. Vrem să plecăm, să-i dăm pâinea copiilor, să ducem colaci la domnul cumătru nostru. Soții Surugiu și cei cinci copii locuiesc în două odăi într-un cămin din raionul Glodeni.